Bună seara, stimați telespectatori, ne aflăm la Inspectoratul Județean. Inspectoratul pentru situații de urgență, Angel Salini, al județului Vrancea. O să stăm de vorbă, stimați telespectatori, cu doamna plutonier Cristina Pârvu, dar înainte de asta, purtător de cuvânt al inspectoratului, vreau să spun că cineva mi-a făcut o mică observație că, bine, dar ce poliția informează și ce cu emisiunea asta și-a dus pompierii, pentru că faceți parte din același minister. Asta este explicația, stimați telespectatori, pentru care astăzi o am invitată pe doamna Cristina Pârvu, de altfel și cei de la jandarmi au fost la noi în cadrul acestei emisiuni, ca să lămurim problema în fața telespectatorilor. Deci, stimați telespectatori, o am în stânga mea pe doamna Cristina Pârvu, proaspăt purtător de cuvânt al inspectorului. Din luna martie am fost numită în funcția de purtător de cuvânt al inspectoratului pentru situații de urgență Angel Salini, județului Vrancea. Mi-a plăcut că ai spus Angel Salini, pentru că încă mai aud pe unii că spun Angel Saligni și începe să mi se urce părul în cap. Doamna Cristina Pârvu, haideți să vorbim, pentru că e prima emisiune pe care o fac cu dumneavoastră, să vorbim un pic despre dumneavoastră, de unde sunteți. Sunt născută în Focșani. Am studiat la școala generală numărul 2, acum Ion Vasgan. O școală foarte bună. Da. După care am urmat cursurile liceului pedagogic din Focșani, iar apoi am urmat facultatea de comunicare și relații publice în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Deci SNSPA. Da, SNSPA, cursuri de zi. Cursuri de zi. Cum vi s-a părut perioada de liceu? Foarte frumoasă. La pedagogic. Foarte frumoasă. Chiar am avut acum 3 ani o reuniune cu colegii. Am avut o profesoară pe doamna Aileen Cuței. Actuala inspectoare generală, da, de la Inspectoratul Școlar Județean. Limba română am studiat-o cu doamna Carmen Ion. Oricum, liceul pedagogic totdeauna a fost un liceu de elită, cu profesori de elită, da, cu elevi de elită, și se pare că își menține tradiția și asta mă bucură foarte mult, pentru că tot ce e de bine în oraș, în județul nostru, mă bucură foarte tare, da, știi? Am emisiunea Vrancea Pitoreasă și eu spun că este cel mai frumos județ din lume. Și de ce? Unii spun, ce vrea asta să spună? Faptul că noi ne-am născut aici, trebuie să avem aici în suflet... Aici s-a născut Miorița. Noi trebuie să fim, să suferim chiar, așa spune cineva, că te-ai îmbolnăvit de patriotism local. Spun, da, aici m-am născut și vreau ca județul meu să fie cel mai frumos din lume. Și chiar este cel mai frumos din lume. Doamna purtător de cuvânt, de ce? Nu, în primul rând, ce v-a determinat să urmați SNSPA? De când ați avut în gând treaba asta? Vă place politica? Nu, sunt apolitică. Gândeți apolitică, acum da. Acum trebuie să fiți, nu? Din totdeauna. Dar de ce SNSPA? Acolo este și o facultate Să știți că în momentul în care a trebuit să decid, am cerut sfatul. Eu m-am pregătit pentru facultate de arhivistică. Interesant. Da, doream academia, dar până la urmă se vede că aici m-a direcționat soarta și port haină militară. M-am pregătit pentru facultatea de arhivistică și la Universitatea la București voia să mergeți, nu? Da, la academie și în paralel și la filozofie. Și în momentul în care a trebuit să dau examen, au coincis datele de examen și la arhivistică și la comunicare. Iar toată lumea m-a sfătuit să dau pe comunicare și relații publice. Dar de ce v-a sfătuit? De ce a spus că asta e o facultate mai de bine decât cealaltă de arhivistică? Care au fost argumentele? Și aia era interesant. Da, sunt o persoană sociabilă. Am văzut. Și cred că ăsta a fost un factor care i-au determinat pe unii să spună că... Bine, și eu simt că am veleități pe partea de comunicare, dar, și am ținut să le dezvolt. Ați ținut să le dezvoltați. Dar
de la început, adică din momentul în care v-ați dus la această facultate, care nu e ușoară și știu că era și cu mult. Ați dat examen sau ați mers cu dosar? Să știți că a fost o concurență foarte mare în anul în care am dat eu. Eu am dat în anul 2000, erau 11 pe loc. Era o concurență mai mare decât la medicină. Și ați reușit? Am reușit. La ce examen? La ce ați dat examen? La filozofie. Filozofie. Oh, păi nu e ușor deloc. Da. Nu e ușor deloc. A fost un examen greu. Pot spune că a fost cam unul din cele mai grele examene pe care le-am susținut. Și îmi amintesc ziua examenului. Să știți că, într-un fel, eu mi-am decis soarta. Subiectele la examen se alegeau din câteva plicuri. Da. Și pe mine m-au ales din marea aia de oameni care se pregătea să dea examen. Mi-a zis, domnișoara, ca să scoți subiectele? Și am zis, uite, dacă iau, că așa mi-a fost hărăzit. Și așa a fost. Așa a fost, am intrat. Și așa a fost. Cum vi s-a părut perioada de școală la București, la SNSPA? Ce cursuri se fac acolo? Uite, să știe și cei care Specific, am făcut cursuri cu domnul Remus Pricopie, fost ministru. De învățământ, da. Știu că el lucrează la SNSPA și un băiat deștept, așa este. Da, foarte bun profesor. Toți profesorii au fost foarte buni. Chiar am avut ce învăța și mă bucur că până la urmă am ales această facultate. L-am mai avut profesor pe domnul Dumitru Borțun, care acum apare în spațiu public, la TV, consilier. E politician, da? De fapt, toți sunt politicieni acolo și Pricopie era, avea, mi se pare, era consilier sau ce era, nu știu. Nu mai știu, că sunt așa de mult și se perind atâția încât oricât de deștept ai fi, tot îi mai uiți pe unii. Dar Pricopie a rămas totuși ca o persoană care chiar s-a impus cum trebuie în lumea învățământului, din câte mi-am dat eu seama, da. Bun, deci s-a terminat facultatea, câți ani a durat? Patru ani, la zi la București. Da. Erați căsătorit atunci? Nu, cu toate că pe soțul știu din facultate. Acolo v-ați cunoscut? Nu, ne-am cunoscut... E tot focșănean. E focșănean și ne-am cunoscut aici. V-ați cunoscut focșănean. Aici. Da. Și când v-ați căsătorit? În 2008. În 2008? Da. Și știu că aveți și copii? Doi copii am, un băiețel și o fetiță. Să vă trăiască. Mulțumesc. Mă simt un om realizat din acest punct de vedere. Chiar liniștea o regăsesc numai în sânul familiei. Și declar pe această cale sunt o familistă convinsă. Și... Știți de ce v-am pus toate aceste întrebări? Că ați spus, poate în gând, dar ce vrea doamna asta de mă tot întreabă ca la... mă ischitește atât. Pentru că vreau să le arăt doamnelor, mai ales doamnelor, că și femeile cu copii, cu probleme acasă, probleme în sensul gospodărie, în educația copiilor, asta e toate. Știți ce spun eu? Oricât de mare te-ai da că ești, nu știu, meseria noastră de bază e cea de acasă, cu spălatul vaselor și cu piața pe care o faci zilnic și cu grija zilei de mâine, aoleu, ce să fac, mai ales dumneavoastră, eu nu am copii, dar tot trebuie să gătești, tot trebuie să... Da, eu chiar, să știți că eu cu soțul ne-am crescut copiii. Ce frumos! Da, n-ați avut bonă, n-ați avut... Am avut bonă în timpul în care eram amândoi plecați la serviciu, în timp de un an de zile, nu... Așa au fost circumstanțele, n-am avut cum cine să-l lăsăm pe băiețel și am apelat la ajutorul. La o femeie care să vă ajute, da, da. Dar de noi au fost crescuți. Asta e foarte frumos. Deci se poate, stimați telespectatori, da. Să faci și meserie, să faci și facultate, să crești și copii. Și uite, sunteți într-o instituție foarte importantă pentru orice țară care se respectă acest inspectorat de... N-am să țin minte niciodată cum se numește, de urgență. Inspectoratul pentru situații, pentru situații de urgență, da. Angel Salini. Al județului Vrancea. Al județului Vrancea este unul dintre, sau una dintre instituțiile foarte, foarte serioase și cu foarte multe responsabilități. Și acum haideți să trecem la meseria pe care o faceți acum. M-am făcut o scurtă prezentare. Mulțumesc. Am vrut. În general îmi place să invit doamne care pot fi exemplu pentru cei care... Cineva spune, tu prea îi lauzi. Vă mai spun un secret, stimați telespectatori. În general îmi caut oameni
pe care pot să-i prezint într-un anumit fel, pe care pot să-i dau exemplu, pentru că sunt sătulă de cancanuri și de răutăți și de... Nu? Cred că am dreptate. Da, așa este. Din păcate, mai degrabă suntem influențați de exemple negative, pentru că oamenii care sunt echilibrați nu se evidențiază într-un fel anume. Sunt oameni modești care... Sigur. Își văd de cotidian și nu... Și asta este unul dintre cele mai mari, sau cum să-i spun, una dintre cele mai mari calități a unui om, să fie modești. Modestia este un lucru de foarte bună calitate. Da, e bine să fii remarcat prin calitățile pe care le ai, nu prin... Și prin lucrurile bune pe care le faci. Da. Deci, haideți să trecem la meseria de... Dumneavoastră sunteți purtător de cuvânt. Ce înseamnă să fii purtător de cuvânt într-o instituție așa de importantă cum... În primul rând, ca și purtător de cuvânt, eu transmit mesajele pe care instituția le prezintă publicului. În momentul în care avem misiuni, eu sunt contactată de jurnaliști și prezint misiunea. Deci misiunea respectivă, da. Cazurile care se întâmplă, problemele care sunt pe raza județului, intervențiile, slavă Domnului, și din păcate și sunt multe. Din păcate sunt și din fericire existăm noi care acordăm ajutor atunci când trebuie. Celor care se află în impas. La ora actuală aveți suficiente, de fapt de pe asta o să-l întreb pe domnul comandant, că dumnealui probabil că o să-mi răspundă la întrebarea asta, dacă aveți efectiv suficient, dacă aveți mașini suficiente, dacă aveți tot ce vă trebuie? Suntem bine dotați. Sunteți bine dotați. Toate misiunile noastre eu consider că au fost o reușită și sunt o reușită, având în vedere că acum timpul de răspuns este mult mai scurt decât înainte. Am fost dotați cu mașini de intervenție. Am înțeles că nu prea stați bine cu mașinile SMURD, cu salvările. Noi nu ne ocupăm de nu salvări. Nu vă ocupați. Dar nu sunt tot în cadru... Este dispeceratul. Este dispeceratul aici. Dispeceratul, să lămurim și problema asta, da. Județul Vrancea, în județul Vrancea funcționează dispeceratul integrat 112, ambulanță și pompieri. Și pompieri. Deci nu vă ocupați de asta, pentru că multă lume mi-a spus, de-aia am pus întrebarea, mă, dar uite, ăștia de la pompieri n-au suficiente mașini. Doamna v-a dat răspunsul, stimați telespectatori. Haideți să discutăm despre problemele pe care le întâmpinați dumneavoastră aici, mă refer ca instituție raportată la nevoile, la cerințele județului. Cred că misiunea noastră, chiar doream să transmit asta de telespectatorilor, noi avem o misiune onorabilă. Suntem singura armă care nu ucide. Noi salvăm. Da. Rolul nostru este de a salva și punem întotdeauna în prim plan viața omului. Pentru noi nimic nu este mai prețios decât să salvăm viața. Bunurile se pot recupera, se pot face altele. O casă, dacă, Doamne ferește, vine o viitură, ți-o ia, un cutremur, ți-o dărâmă, dacă ești sănătos, poți să o faci din temelii. Dar dacă rămâi cu un handicap sau, Doamne ferește, îți pierzi viața, este irecuperabilă pierderea. Și ca atare, noi suntem acolo unde omul are nevoie de noi. În perioada aceasta estivală... Care a fost, mă scuzați, perioada asta a fost parcă altfel decât în da, celelalte... Da, a fost un an capricios. Un an capricios. Au fost temperaturi foarte ridicate, urmate de ploi abundente și asta ne-a... V-a pus la muncă rău de tot. Da, ne-a creat... nu neapărat disconfort, cât am fost solicitați la foarte multe intervenții. Și ați putut face față la toate? Da, am putut. Din fericire chiar am putut să facem. Îmi aduc aminte, doamna purtător de cuvânt, în anii trecuți când au fost inundațiile, acum vreo 15 ani, nu mai știu, că au fost niște inundații catastrofale și noi, bineînțeles, 2005.
Și noi am mers să filmăm. Eram chiar cu domnul care ne filmează, cu Bogdan. Și toate unitățile din județ, plus altele din alte județe, erau prezente la Măicănești, parcă. Și mă uitam, și pompierii și jandarmii au stat câteva săptămâni acolo. Și ce nu mi-a plăcut, că erau în cortul de campanie, oamenii mergeau, scoteau apa, ajutau pe oameni în casele. Și erau câțiva care stăteau la cârciumea și beau bere. Știi? Adică instinctul ăsta civic, ca să spun așa, instinctul civic, parcă nu funcționa. Știți că pe noi meseria ne formează și în acest sens. Avem un spirit civic dezvoltat și mai ales că în fiecare misiune întâmpinăm, este unică fiecare misiune, întâmpinăm probleme diverse. Știm cu ce probleme se confruntă semenii noștri și nu ne mai gândim dacă suntem ajutați de ajutați sau nu. Noi ne facem datoria pentru că asta știm să facem. Pompierilor li se mai spun și eroi necunoscuți. Vreau să vă spun, am fost foarte, apropo de pompieri, stimați telespectatori, într-o zi, acum vreo 2 ani de zile, mă cheamă cineva la telefon: te rog, vină în față la școala nouă, e o pisicuță urcată în pom, nu poate fi dată jos de acolo. M-am dus, trebuia să filmăm. M-am dus și erau pompierii care, urcați pe scări, au dat pisicuța jos. Deci, uite, un lucru așa de frumos și de sensibil. Suntem oameni și tare frumos să fim... Am avut misiuni în care am salvat și cai, cățeluși, și am fost puși în diverse situații de a salva. Și, cum ziceam, viața este cea mai importantă. Copii care au căzut în fântână, am văzut și eu pe la televiziunile centrale, fântâni foarte păcate, înguste. Să știți că ar trebui părinții să acordă o mare chiar atenție, să discutăm un pic despre asta, educației preventive la copii. Acum este sezonul în care, datorită temperaturilor ridicate, lumea preferă să-și petreacă timpul în aer liber, la scăldat, și se întâmplă să, ca uneori să apară imprevizibilul și să nu fim pregătiți. O educație preventivă la copii este esențială, având în vedere că mulți au grupuri deja formate care se duc la scăldat. De obicei, ei sunt grupul vulnerabil. Copiii se iau unul după altul, sigur. Da, se iau unul după altul și de aceea e bine să îi învățăm că nu trebuie să se ducă la scăldat în locuri care nu sunt amenajate, în care scăldatul este interzis, deoarece există pericolul să se înnece. Și cum știm că unii dintre copii sunt teribiliști și chiar dacă nu știu să înnoate, dacă au numai câteva noțiuni, ei doresc să-și demonstreze că știu, că pot. De aceea este important să stabilim un mod de contact cu ei, dacă știm că sunt plecați, la scăldat, la pădure, în excursii, să luăm legătura periodic cu ei, să vedem dacă sunt bine și să le reamintim că trebuie să aibă grijă de viața lor, să nu se aventureze în expediții fără un ghid, spre exemplu. După cum ziceam, să nu se ducă la scăldat decât dacă este și o persoană adultă cu ei care poate să îi supravegheze, să se ducă într-un loc amenajat în care există salvamar și sunt în siguranță. Atunci când se duc la scăldat, insist, pentru că de curând am avut cazuri Ați în țară. Avut cazuri, da? În țară sau aici? Da, nu, în țară, în care copiii s-au înnecat, au fost și două surori, știm acea familie, bunici, copil, care tot așa s-au înnecat. La Tulcea a fost acum de curând? Da, luna trecută. La Tulcea? Da, la Tulcea. La Ștranț? Sau... Doi bunici și un copil au fost luați de ape și mi s-au înnecat. E bine să le spunem să poarte colac, să poarte... Cea mai sigură este vesta de salvare. Și noi, cei care îi însoțim, adulții, să fim în permanență în contact vizual cu ei. Pentru că un moment de neatenție poate fi fatal. Da, vedeți, asta cu scăldatul,
Dar spuneați că aceste persoane, care într-adevăr mă uit și eu la știri câteodată și văd, chiar azi dimineață mă uitam și la mare sunt valuri foarte mari și salvamarii sunt pe plajă, dar da, oamenii se bagă în apă, deși sunt atenționați și copii și îi lasă și nu-i supraveghează. Mi se pare o inconștiență care frizează boala psihică. Nu se poate să-ți arate că e valul cât casa și ești cu copilul pe plajă și îl lași pe copil să intre în apă și mi se pare ceva... Nu pot să-mi explic, dar spuneați despre familia care a fost... Aici ai altă problemă cu viiturile și aici este o problemă. Cum, da. Ce-i sfătuiți dumneavoastră să facă oamenii care sunt în asemenea sinistre situații? Acum, datorită ploilor abundente, știți că au fost cazuri de viitură. În primul rând, e bine să-și asigure casa, în sensul să-și închidă ușile, să-și închidă ferestrele pentru a proteja bunurile, să nu vină apa. Bunurile de preț, în caz de a au etaj, să le urge la etaj sau să le depozite. Dacă mai au timp. Dacă mai au timp. Dacă nu, să se urce ei, în primul rând, la etaj. Da, în primul rând, cred că fiecare familie ar trebui să-și facă un rucsac de salvare, în care să-și pună, în momentul în care vin viiturile sau este acest pericol, autoritățile locale intervin și se produce evacuarea persoanelor. În aceste momente, noi suntem panicați, dar dacă avem pregătit din timp un rucsac de salvare, să avem documentele la îndemână, rucsacul de salvare ar trebui să conțină o pătură, o sticlă de apă, alimente care nu sunt perisabile, conserve, biscuiți, un rând de haine de schimb. Atunci, v-am spus, ne salvăm viața și luăm strictul necesar. Strictul necesar. Au fost situații de genul ăsta în județul nostru în ultimul timp? Anul ăsta ați avut cu viituri? Anul acesta, să știți că în luna iunie, la sfârșitul iunie, când au fost acele ploi abundente, s-a pus problema evacuării persoanelor, dar n-am întâmpinat situații deosebite. Deci n-au fost probleme, n-au fost decese, n-au fost lucruri de genul ăsta, nu din cauza acestor situații, acestor intemperii. Cred că a fost totuși un deces. A fost? Da. Din cauza viiturii? Da. Da. Da, trebuie foarte... Lumea intră în panică. Uite, mă uitam, am fost săptămâna trecută la festivalul de la Paltin, când am plecat de acolo, pe la Prahuda, o ploaie îngrozitoare. Nu vedeam, eram în mașină, așa șopam. Am intrat în panică, să știți, dar ne-am păstrat cumpătul și da, e bine, Dumnezeu m-a ajutat. Înainte să plecăm la drum, să ne informăm despre situația drumului, să știm ei, drumul era bun, da, era asfaltat. Să știm câteva coordonate. Nu, drumul era bun, era șoseaua superbă până la Nerejul, dar mi-a fost frică că nu vedeam în fața ochilor. În mod firesc ar trebui să trag pe dreapta, să aștept să treacă ploaia. Dar am zis, lasă că poate scap de ploaie. Și așa a fost până la urmă, da. Și așa a fost. Vremea a ținut cu dumneavoastră. Vremea a ținut cu mine. Mai sunt probleme, vă rog. Da, după ploi chiar doream să specific că urmează în unele locuri, urmează alunecări de teren. Și oamenii tot așa trebuie să fie pregătiți de evacuare. În cazul acesta se știe când primele semne care prevestesc o alunecare de teren sunt că deja ușile nu se mai închid bine. Da, ia spuneți asta, că noi nu știm, da? Da, ușile nu se mai închid bine. Pereții apar crăpături în pereți, scările exterioare se distanțează de clădire. Au fost situații la noi în județ în ultimul timp? Da, a fost alunecare de teren la Jitia, dar da, din fericire nu au fost afectate gospodării. N-au fost afectate gospodăriile. A fost o alunecare de teren, îngustat cursul apei, care după aceea s-a decolmatat și... Vedeți, și alunecările astea de teren își au niște cauze sau se produc din motive cauzate tot de oameni care au defrișat păduri întregi, care au
Și uite, acum suportăm consecințele, nu? Natura se răzbună. Domnule, când vrei să te iei la întrecere cu Dumnezeu, bineînțeles că ești totdeauna în pierdere. Dumnezeu este Cel care hotărăște unde să naștem noi și unde să crească pomii. Uneori natura umană este infatuată, crede că e mai presus de orice și natura ne arată că ea este mai puternică. Dominantă. Da, mai puternică. Dominatoare decât, chiar, da. Și în sensul bun dominatoare. Și în fața naturii nu suntem neputincioși și oricât am dorit să controlăm fenomenele naturii, se vede că un incendiu puternic, cum a fost cel din Grecia, poate toți erau pregătiți de un incendiu de mici proporții, dar în momentul în care a fost așa, el a asemenea proporții, devine puternic. Chiar ce părere aveți despre incendiu ăla? A fost? Unii spun că a fost provocat, se poate așa ceva? Ce aud și eu pe la televizor, că eu da, n-am de unde să... și eu tot din media am aflat și am urmărit cazul. Eu cred că natura a fost și a spus cuvântul. Vântul a favorizat mătețirea focului și propagarea lui. Da, a fost îngrozitor, crească Dumnezeu. Din câte am auzit tot din media, mulți dintre oameni își construiseră case fără autorizație, deci și-au asumat un risc. Se întâmplă și pe la noi lucrurile astea? Da. Cred că da. Da, dar la noi în România, nu mai cred de județul Vrancea, care e cel mai frumos județ din lume. Da, așa este. Da, da. Ferească Dumnezeu. Vedeți, asta este. Dumnezeu ne dă viața pe care trebuie să ne o facem în așa fel încât să nu atacăm nimic din legile sfinte ale lui Dumnezeu. Noi ne luăm la întrecere și uite unde ajungem. Asta e. Așa este. De aceea trebuie să respectăm, să ne respectăm în primul rând între noi și să respectăm legea, pentru că multe lucruri sunt spuse, dar dacă nu sunt ascultate, creează repercusiuni. Da, pentru că, și nu cred că numai la noi în România, uite... Noi și avem ofițeri și subofițeri la Inspecția de Prevenire care se ocupă cu pregătirea oamenilor în situații de urgență. Avem programe în școli care învață elevii despre măsurile... Știu, le-am filmat de fiecare dată, cele pe care le-ați făcut la Focșandei, la Cuza, la Unirea. Da. Și tocmai de aceea trebuie să ne asumăm, să învățăm și să ascultăm ceea ce ni se zice, că după aceea tot noi suferim dacă nu... Da, și nu numai că suferim așa un pic, se întâmplă să, Doamne ferește, pot fi lucruri fatale, morți și așa mai departe. Da, după cum toată lumea știe, se moare doar o singură dată. Da, din păcate. Nu știu dacă din păcate sau nu, nu știu ce să zic, aici iarăși intrăm în domeniul lui Dumnezeu. El știe de câte ori moare un om până la urmă, știi? Da. Da, ca să fiu... Bine, metaforic se spune metaforic, că unii mai mor doar sufletește da, și sunt... Da, da, da. Iarăși o discuție care... Filozofică. Filozofică pe care nu putem să o finalizăm nici când, că habar n-avem ce se întâmplă. Sunt lucruri pe care nu cerceta aceste legi, că ești nebun de le înțelegi, nu? Asta este poezia lui Coșbuc. Doamna purtător de cuvânt, a fost așa o mică, o scurtă trecere în revistă a activității dumneavoastră și a activității instituției pe care o reprezentați. Îmi face semn colegul meu că s-a terminat emisiunea, ați văzut ce repede a trecut timpul. Și mi-a făcut o deosebită plăcere și mie la fel. Alături și aștept următorul. Cu tot dragul o să facem așa o schemă și măcar o dată la o lună, o lună jumătate, să stăm de vorbă în fața telespectatorilor. Ar fi foarte bine chiar să facem o secțiune într-o emisiune de măsuri preventive. Sigur, sigur. Pentru că sunt sigură că sunteți un canal de televiziune local urmărit de toți focșănenii. Nu, dacă de toți. Sau de majoritatea focșănenilor. Și locuitorilor din județ. Da? Și... cu această ocazie ar putea să-și însușească mai multe măsuri preventive care în situații de urgență sunt primordiale să le știi. Să le știi. Cu tot dragul să facem lucrul ăsta și spuneți că se uită toată lumea. Se uită, unii mă iubesc, alții mă înjură. Asta este viața, nu putem fi pe placul tuturor. Dar tot timpul țin să le spun și telespectatorilor dumneavoastră, în orice situație de urgență trebuie să ne autostăpânim
și să ne controlăm și în momentul în care ești stăpân pe sine poți lua cele mai bune, bune decizii. Mi s-a întâmplat și mie să asist uneori la situații mai puțin plăcute, dar știind să reacționez, totul s-a terminat cu bine. Am avut un nepoțel care s-a înnecat. Și a murit? Și, nu, tocmai asta zic. Și eram cu mama, ne-am păstrat calmul, i-am aplicat manevrele corecte. Da. Lovituri interscapulare, respectiv între primele care se acordă, primul ajutor care se acordă în caz de... În ce constă? Nu știu. Se apleacă un pic persoana în cauză care este necată și se dă intercostal niște lovituri da, ca să iasă pentru poate, a ieși. Da, după aceea se trece la manevra Heimlich, pe care toată lumea trebuie să o cunoască. Care este? Spuneți-o. Se ia persoana și se strânge aici, da, de mai multe ori, ca să poată elimina, să-și dezobstrucția căilor respiratorii. Da. Doamna purtător de cuvânt, m-am bucurat mult că ați fost astăzi prezentă la emisiunea noastră, vă aștept din nou cât mai repede, mult succes! Vă mulțumesc! Și să dea Dumnezeu să fie bine pentru toată lumea! Sănătate tuturor! La revedere! La revedere, stimați telespectatori!